Este clar pentru toată lumea că vârstnicii cad primii victime ale noului coronavirus. De altfel, în rândul acestora s-a înregistrat și cea mai mare rată a mortalității. Însă au fost și persoane tinere decedate care aveau o imunitate scăzută și acestea fiind vulnerabile la SARS-CoV-2. Doctorul Cecilia Birău, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, a prezentat și cauza decesului celei mai tinere persoane din județ infectată cu COVID-19, aceasta având SIDA. Da, cu persoanele în vârstă sau cu persoanele care au o imunitate scăzută, pentru că da, am avut raportat și un deces la o persoană de 34 de ani, dar din păcate acea persoană suferea de o altă boală virală, era HIV pozitiv și știți foarte bine ce înseamnă a fi HIV pozitiv, înseamnă a avea o imunitate foarte scăzută. Foarte scăzută, da? Pentru că de fapt SIDA, boala, înseamnă sindromul imunodeficienței câștigate. Și atunci, haideți să avem grijă de cei cu imunitate scăzută. Cecilia Birău a prezentat și cazul unui nou născut din județul nostru, care a fost declarat pozitiv și apoi s-a vindecat. Medicul precizând că trebuie să fim optimiști în ceea ce privește șansele de însănătoșire după infectarea cu noul coronavirus. Avem exemplu și aici, o să spun că sunt foarte încântată de acea mămică care era și ea pozitivă și bebelușul pozitiv a fost dat pe tot ce înseamnă național, dar cea mămică a născut la Timișoara, dar era din județul Hunedoara. Și noi am participat la recoltările, pentru că am fost anunțat de DSP Timișoara, am identificat-o, am recoltat două probe consecutive, care din păcate au ieșit pozitive pentru bebeluș. Pentru ea a ieșit una negativă și una pozitivă. A fost internată la Timișoara, în maternitatea care era COVID, și a ieșit alaltă, da? A reușit să-și îmbrățișeze din nou bebelușul și sunt sănătoși. Deci avem și speranțe, pentru că sunt vindecări și în județul Hunedoara, deci nu putem să spunem nu se vindecă. Județul Hunedoara se află între primele din țară în ceea ce privește cazurile de COVID-19, însă în ultimele zile numărul persoanelor depistate pozitiv a scăzut simțitor.